Invitata noastră în această seară, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Bună seara, doamnă președinte. Bună seara. Spuneți într-un interviu că Moscova vrea refacerea URSS. Cât de mare este pericolul pentru Republica Moldova? Situația în care avem un război la hotar, bineînțeles că trebuie să fim vigilenți și suntem vigilenți la Chișinău pentru că ne dorim să păstrăm pacea în Republica Moldova, pentru că ne dorim să avem pace pe continent și pentru că ne dorim foarte mult să rămânem partea lumii libere. Între țara în război, Ucraina, și țara UE, NATO, România, este Republica Moldova. Dacă ar fi să ne vorbiți despre contextul regional de securitate, cât de mari sunt riscurile? Acum mă gândesc și la Republica Moldova, dar și la România. Riscurile sunt mari pentru toți, pentru că în momentul în care o țară, și în acest caz Federația Rusă, îndrăznește să atace o altă țară independentă, suverană, așa cum este Ucraina, și dacă această agresiune nu este oprită și dacă nu se transmite un mesaj foarte clar că nu poate fi acceptat o asemenea acțiune din partea Federației Ruse, atunci riscăm să vedem acțiuni similare din partea altor țări în diferite regiuni ale lumii. Deci, acest război nu este doar despre independența, suveranitatea, despre încălcarea hotarelor recunoscute internațional ale Ucrainei, este despre sistemul internațional la care noi cu toții am subscris și în conformitate cu care trebuie să fie respectate hotarele tuturor statelor, indiferent de mărimea lor. Când Moscova, de aceea, vă rog. Da, de aceea este foarte important ca Ucraina să câștige acest război, iar pentru asta este tare important ca toată lumea să înțeleagă și să susțină Ucraina. Și nu doar lumea liberă, deci nu vorbim aici doar despre țările democratice. Toate țările care vor ca hotarele lor să fie respectate, trebuie să fie interesate ca Ucraina să câștige acest război. Un impas în ajutorul occidental, militar pentru Ucraina, unii ar spune chiar că s-a oprit complet acest ajutor din cauza discuțiilor politice din Congresul de la Washington. Dacă dumneavoastră v-ați adresa liderilor occidentali care au puterea de a porni din nou ajutorul militar pentru Ucraina, ce le-ați spune? Care sunt argumentele? Exact asta le-aș spune, că dacă ținem la această lume în care sunt respectate hotarele tuturor statelor și dacă vrem în continuare să avem pace peste tot în lume, sigur, avem situații în diferite regiuni ale lumii, dar dacă vrem să oprim un război care se poate extinde și care poate cuprinde mai multe țări, atunci trebuie să continuăm să ajutăm Ucraina. Și eu cred că acest ajutor va veni, eu cred în reziliența ucrainenilor și sper să avem în următoarele săptămâni decizii care să consolideze sprijinul pentru Ucraina. Din informațiile dumneavoastră, cât de importante, serioase sunt intențiile militare ale Moscovei în privința Republicii Moldova? Moscova nu are cum să ajungă în Republica Moldova, în primul rând pentru că Ucraina este scutul nostru și Ucraina rezistă și va rezista. În al doilea rând pentru că Republica Moldova are prieteni puternici și pentru că Republica Moldova a ales să fie de partea lumii libere. Ce vrea să facă Moscova, înțelegem cu toții. Moscova vrea să destabilizeze situația în Republica Moldova, Moscova vrea să sperie cetățenii Republicii Moldova, mai ales că în acest an s-ar putea să avem un referendum, cel puțin asta este propunerea mea și sper ca Parlamentul de la Chișinău să o sprijine, să avem un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest context, evident, cu cât mai mulți pași facem noi spre Uniunea Europeană, cu atât mai îndârjită este Federația Rusă să ne creeze piedici, să intimideze, să sperie cetățenii noștri. Adică se joacă cu fricile moldovenilor, Moscova. Asta este, da. Are succes? Nu cred. Noi am reușit în această perioadă, în pofida amenințărilor, în pofida
acestor acțiuni, încercări de destabilizare, în pofida încercărilor de a cumpăra alegătorii. Am reușit totuși să menținem situația stabilă în Republica Moldova și am reușit să mergem pe drumul nostru. Am făcut pași hotărâți în ultimii 2 ani înspre Uniunea Europeană, pentru că, așa cum cunoașteți, am obținut și o decizie pozitivă de inițiere a negocierilor. Când spuneți că încearcă să cumpere alegătorii, la ce vă referiți? Am văzut în alegerile locale din anul trecut că, pe lângă banii pe care i-a investit în tot felul de partide proruse și politicieni care slujesc interesului Moscovei, în aceste alegeri locale, cu bani rusești, s-a încercat și cumpărarea de voturi. Instituțiile noastre au intervenit și acest lucru nu s-a întâmplat, dar este una dintre metodele pe care Kremlinul le folosește pentru ca să submineze instituțiile din Republica Moldova, pentru ca să submineze procesele democratice din Republica Moldova. E absolut clar că sunteți în vizorul Moscovei, pentru că nu trece săptămână în care să nu vorbească vreun oficial de la Moscova despre Republica Moldova, deși Moldova are o putere democratică aleasă. Moscova vorbește despre regimul de la Chișinău, despre o țară condusă de cetățeni români. Cât de mare este această presiune pentru dumneavoastră? Kremlinul, regimul de la Kremlin nu poate să ne dea nouă lecții de democrație, nu poate să ne dea nouă lecții de libertatea presei. Amenințările vin practic în fiecare săptămână sau odată la 3 zile și acest lucru se întâmplă din momentul în care a început războiul, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Deci, cum spuneam, se încadrează într-o tactică a Kremlinului de a speria, de a face moldovenii să ezite pe acest drum al integrării europene, ori noi nu putem să ezităm. Noi am ezitat în trecut și, din păcate, nu suntem încă stat membru al Uniunii Europene, chiar dacă cred că am avut această oportunitate mai mulți ani în urmă. Acum suntem determinați și eu cred că la acest referendum din toamnă, cetățenii Republicii Moldova vor spune foarte clar tuturor, și Kremlinului și statelor membre ale Uniunii Europene care arată această deschidere pentru Republica Moldova, că noi suntem determinați și acum este momentul să urmăm această cale și mai devreme decât mai târziu să ajungem și noi în marea familie a Uniunii Europene. Dumneavoastră personal vă simțiți în pericol? Noi cu toții suntem în pericol într-o situație când Kremlinul, când Federația Rusă atacă o țară independentă, suverană, deci acest risc este peste tot. Eu personal nu mă simt în pericol. Grija mea principală este siguranța cetățenilor Republicii Moldova și tot ce facem noi este să păstrăm pacea, să păstrăm siguranța și să facem totul ca această pace și siguranță să fie și mai puternice, deci să avem acest grad de certitudine și pentru viitor. Și pentru viitorul apropiat și pentru viitorul îndepărtat. Deci pe termen mediu și lung. Vă întreb altfel. Față de situația de acum 2 ani când a început războiul din Ucraina, acum la Chișinău e o atmosferă diferită? Simțiți un pericol mai mare decât simțeați acum 2 ani? Eu cred că noi cu toții la Chișinău am simțit un pericol mai mare atunci când a început acest război. Acum știm că avem prieteni puternici, inclusiv aici la București, și domnul președinte Klaus Iohannis a spus asta în repetate rânduri, că Republica Moldova nu va fi abandonată. Avem prieteni peste tot, în Uniunea Europeană, dincolo de Uniunea Europeană, și aceasta ne dă încredere că suntem în siguranță. V-au spus vreodată acasă să vă lăsați? Acasă aveți în vedere... Acasă, nu în Republica Moldova, ci acasă la dumneavoastră în familie. V-au spus să vă lăsați, că e mare pericol, mamă. Bineînțeles, mama întotdeauna este îngrijorată, indiferent dacă pericolul este mai mare sau mai mic. Dar cu toții înțelegem că trebuie să ținem țara în siguranță și facem cu toții tot ce putem pentru asta. Să mergem împreună în dimineața zilei de 24 februarie 2022. Încă n-au mijit zorile și Rusia atacă pe mai multe fronturi, pe mai multe direcții, Ucraina. Maia Sandu, cum află că se întâmplă asta? Așa s-a întâmplat că m-am trezit la ora 4, am deschis internetul,
și m-am informat din internet. La ora 5 eram deja la birou, convocasem ședința Consiliului Suprem de Securitate și am început să lucrăm cu toții pe direcțiile principale și pentru noi direcția principală era să primim refugiați din Ucraina, pentru că imediat au început semnale despre faptul că oameni din apropierea Republicii Moldova, din localitățile din apropierea noastră, au început să vină și noi ne-am pregătit într-o anumită măsură, pentru că au fost discuții în spațiu public despre faptul că Rusia s-ar putea să atace Ucraina, chiar dacă mi-a fost foarte greu să cred că așa ceva e posibil. Nu am crezut, pentru că e greu să crezi că în secolul nostru, în regiunea noastră, se poate întâmpla așa ceva. Nu am crezut, dar oricum ne-am pregătit și în special ne-am pregătit pe partea de cum să ajutăm oamenii care fug de război și în primele zile de război au venit zeci de mii de oameni din Ucraina, a trebuit să lucrăm și am lucrat foarte bine cu cetățenii, cu societatea civilă, cu sectorul privat, a fost un efort extraordinar prin care noi am reușit să ajutăm mulți oameni. Vreau să vă amintesc că de la începutul războiului până acum, prin Republica Moldova sau în Republica Moldova, au intrat aproape un milion de cetățeni ucraineni. Unii s-au reținut câteva zile, alții câteva săptămâni, alții câteva luni. Acum avem 100.000 de oameni și este datoria noastră și în continuare vom face totul ca să putem să ajutăm acești oameni. Dar le mulțumesc și moldovenilor mei pentru că au fost foarte generoși și în continuare sunt generoși. Și ați simțit atunci o stare de încordare, de angoasă, de sperietură, cum i-ați simțit pe moldoveni după ce a început războiul? Dumneavoastră ați aflat, ne-ați spus cum ați aflat. Ei au aflat de la televizor, de pe internet, dar în acea dimineață toată lumea era cu sufletul la gură. Toată lumea era șocată și bineînțeles că toată lumea aștepta să vadă ce le spunem noi. Noi le-am spus că sunt în siguranță pentru că erau în siguranță în acele zile. Bineînțeles că nu era foarte clar ce se întâmplă după asta. Preocuparea noastră, evident, era securitatea cetățenilor noștri și am făcut tot ce am putut. Ne-am pregătit pentru toate scenariile și cele mai proaste și cele mai puțin proaste. Din fericire, Ucraina a rezistat și armata rusă nu s-a mai apropiat de hotarele noastre. Dimpotrivă, a fost îndepărtată. Și în continuare, așa cum spuneam mai devreme, Ucraina este un scut important pentru Republica Moldova. Cât de mult rău fac atacurile repetate ale Moscovei? Ne-a spus, Moscova se joacă cu temerile, cu fricile moldovenilor. Presupun că de fiecare dată sunteți obligați să reacționați, să-i asigurați pe moldoveni că drumul pe care v-ați angajat este cel corect și că vă va aduce în continuare siguranță, prosperitate. Cât de mult rău fac aceste atacuri la dumneavoastră acasă în Moldova? Bineînțeles că ne consumă energie și timp și dezinformarea și propaganda care vine de la Kremlin nu sunt lucruri noi, deci noi ne-am confruntat de-a lungul istoriei cu aceste probleme. Acum această propagandă este mai periculoasă pentru că ține de război și creează această temă, această teamă. Noi vrem ca cetățenii noștri să aleagă pentru ei ce e mai bine pentru ei, fără aceste frici, pentru că și conflictul transnistrean a fost creat ca să țină Republica Moldova dependentă de Kremlin și pentru ca să împiedice dezvoltarea noastră și ca să ne creeze impedimente de fiecare dată. Iată acum se face același lucru într-un context mai dramatic, când este mai ușor să sperii oamenii, dar eu am încredere în moldoveni, repet, am învățat lecțiile din trecut, noi vrem să fim într-un mediu al siguranței, noi vrem să avem această posibilitate să ne consolidăm democrația, să ne consolidăm instituțiile democratice. Moldovenii nu vor să trăiască sub un regim care pune tinerii la închisoare doar pentru că aceștia critică președintele țării. Noi nu vrem să trăim sub un regim care își pune reprezentanții opoziției la închisoare și ucide acolo. Noi ținem la libertate și vrem să avem această șansă să putem să ne construim viața în pace și în libertate. Ce-ar fi pentru Moldova dacă Ucraina ar cădea?
Nu admit un asemenea scenariu și spun asta pentru că Ucraina nu poate să cadă, nu doar pornind de la interesul ucrainenilor, dar și pornind de la interesul Europei în general, a Uniunii Europene, a țărilor continentului nostru și în general a ordinii mondiale pe care noi vrem să o păstrăm, pentru că, repet, dacă vrem să avem pace în lume, trebuie să ne respectăm reciproc hotarele. Și de asta nu admit un asemenea scenariu, dar este clar că e nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina, pentru ca Ucraina să câștige acest război mai repede și pentru ca să nu se mai piardă atâtea vieți omenești și pentru ca să nu mai avem atâtea costuri provocate de acest război de tot felul. Vă rog să vă gândiți la publicul din România acum, pentru că exact ca și în Moldova, și în România vibrația asta toxică este răspândită în rândul oamenilor. Vibrația toxică este ăștia o să ne bage în război. Ăștia fiind, culmea, aliații noștri. Ce le-ați spune românilor care zic ăștia o să ne bage în război? Cei care nu văd beneficiile faptului că România este parte din Uniunea Europeană și din NATO, acestor oameni le spun să se uite spre Republica Moldova și să înțeleagă cât de vulnerabili ar fi fost astăzi dacă nu ar fi fost parte din Uniunea Europeană și dacă nu ar fi fost parte din NATO. Și dacă vorbim de beneficiile economice, la fel. Uitați-vă ce venituri au cetățenii Republica Moldova, chiar dacă noi facem tot ce putem ca să îmbunătățim mediul de afaceri, ca să creăm condiții pentru dezvoltare economică, dar e una să vină investitorii într-o țară care este sub umbrela NATO și sub umbrela Uniunii Europene și alta să poți să atragi investitori în Republica Moldova. Acum, eu nu spun că în Republica Moldova nu există condiții pentru a face business și eu le sunt recunoscătoare românilor, investitorilor din România care vin în Republica Moldova și îi încurajez să vină în continuare, pentru că suntem interesați să ne interconectăm cât mai mult și economic și pe infrastructură și noi chiar facem eforturi ca să creștem atractivitatea și credem în victoria Ucrainei și asta înseamnă că va începe la un moment și procesul de reconstrucție a Ucrainei și cei care vor fi mai aproape, în special de sudul Ucrainei, unde urmează proiecte mari de reconstrucție, acești investitori vor avea un avantaj comparativ, dar și din punct de vedere a securității și din punct de vedere a oportunităților de dezvoltare economică, este mult, mult mai bine să fim în UE. Deci nu există nicio întrebare, deci nu ar trebui să existe această discuție și mi se pare că acest război ar trebui să facă lucrurile foarte clare. E alb și negru, nu există spațiu pentru nuanțe atunci când vorbim despre pace și despre țări care țin la pace și protejează pacea și când vorbim despre agresori, așa cum este Kremlinul. Nu mai zic deja despre atrocitățile pe care le comite regimul de la Kremlin în raport cu proprii săi cetățeni, pentru că, nu știu, cum să nu vezi ce se întâmplă acolo? Cum să nu condamni ce se întâmplă acolo? Dacă ne respectăm, dacă vrem să fie respectată viața noastră a fiecăruia, atunci trebuie să înțelegem care sunt avantajele democrației, pentru că într-o democrație statul respectă viața fiecărui cetățean. Într-un regim autoritar, așa cum vedem la Moscova, viața oamenilor nu înseamnă nimic, nu costă nimic. Copiii sunt luați de la părinți doar pentru că acești copii fac desene despre pace. Tinerii, cum spuneam mai devreme, sunt puși la închisoare doar pentru că ies la un protest pentru pace, împotriva războiului. Mi se par foarte evidente aceste lucruri și nu ar trebui să mai picăm în capcana acestei propagande și dezinformări. Dar Federația Rusă este foarte bună la propagandă, deci trebuie să recunoaștem acest lucru. Ei nu au investit în îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățenilor. Ei au investit în propagandă și dezinformare, au multe canale prin care propagă această dezinformare. Sigur, noi în Republica Moldova suntem în prima linie și încercăm să luptăm cu această dezinformare, dar nu
este ușor și vedem că uneori și țări cu instituții mai puternice și cu democrație consolidată nu reușesc. Eu cred că chiar și Uniunea Europeană nu a fost de-a lungul timpului suficient de eficientă, dacă pot să spun așa, în combaterea acestei propagande. Dar noi nu putem să lăsăm propaganda să ne ucidă democrația. Multă emoție în România săptămâna trecută din cauza provocării separatiștilor transnistreni. Dumneavoastră ne veți spune acum ce s-a întâmplat, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, la ce am asistat săptămâna trecută. Regimul de la Tiraspol a făcut un apel și la vest și la est pentru bani. Pentru că dacă ați citit documentul care a rezultat din acest așa zis congres, acolo a fost un apel și către Moscova pentru susținere, dar a fost un apel și către Uniunea Europeană, către USCE, deci e o listă lungă acolo. Așa cum ziceam, au nevoie de mai mulți bani din câte se vede. Noi am reușit să menținem situația stabilă, inclusiv în regiunea transnistreană, pentru că ne dorim pace, pentru că asta este prioritatea noastră în contextul acestui război în special. Și noi știm că Kremlinul nu poate face mare lucru acum în regiunea transnistreană. Deci nu poate. Kremlinul, ca să schimbe lucrurile, ca să poată să folosească și regiunea transnistreană și Republica Moldova în general împotriva Ucrainei în acest război, pentru că asta își dorește, trebuie să schimbe guvernarea de la Chișinău. Deci acolo e ținta Kremlinului acum. În regiunea transnistreană, sigur, mai pot face anumite acțiuni de destabilizare, dar nu mare lucru, pentru că sunt departe și nu au ce să facă, chiar dacă ar vrea să facă acest lucru. Acum ce încearcă să facă Kremlinul este să împiedice Republica Moldova să mai facă pași pe calea integrării europene, să se amestece în alegerile noastre și să-și pună oameni pe care îi controlează și care vor face ceea ce zice Kremlinul, nu ceea ce este în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Sigur că Kremlinul a folosit această ocazie ca să mai transmită niște mesaje să sperie și au fost și mesaje preluate de presa internațională, deci într-un fel a reușit să se creeze această atmosferă să timoreze în special cetățenii Republicii Moldova. Dar, repet, noi nu suntem la prima experiență, aceste amenințări sunt constante și marea majoritate a cetățenilor înțeleg ce urmărește Federația Rusă și înțeleg că securitatea și pacea este în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este, în primul rând, un proiect de pace. Bucureștiul și Chișinăul sunt pe aceeași pagină. Puterile din cele două capitale consideră că românii de pe ambele maluri ale Prutului se vor reîntâlni în marea familie europeană odată cu intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova. Există însă și un alt narativ, narativul Moscovei, cum că de fapt cetățenii români care sunt la putere la Chișinău vor să unească Republica Moldova cu România. Dacă ar folosi termenul ăsta, poate că nici n-ar fi chiar atât de rău, numai că ei folosesc termenul să alipească România, să acapareze și așa mai departe. Întrebarea pentru președintele Republicii Moldova este următoarea. Cum vă simțiți să constatați că acest narativ se regăsește în discursul unor politicieni de la București? Moscova încearcă să sperie cetățenii Republicii Moldova. Am zis asta mai devreme. În Republica Moldova există cetățeni care susțin unirea, există cetățeni care nu o susțin și există chiar și cetățeni care se tem de această unire. Pentru Republica Moldova, cea mai scurtă cale pare să fie integrarea europeană, pentru că sondajele arată că aici avem un sprijin mare, un sprijin majoritar al cetățenilor și sper acest lucru să se confirme la referendumul din această toamnă. Și noi mergem pe această cale pentru care avem sprijinul cetățenilor Republicii Moldova. Acum, discuțiile din spațiul politic de aici, de la București, sunt multe. Noi ne concentrăm pe ceea ce putem face și ce putem face este să construim mai multe poduri, să aducem mai mulți investitori. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova. Astea sunt lucruri concrete.
care unesc cele două maluri și pe aceste lucruri trebuie să insistăm și o să insistăm și suntem foarte recunoscători că aici la București se lucrează la fel de serios pe aceste proiecte așa cum lucrăm noi la Chișinău. Deci mesajul ăsta a ajuns în discursul unor politicieni de la București. Vă face bine, Maia Sandu? Vă face bine? Eu nu urmăresc cine și ce spune. Repet, e adevărat că Moscova încearcă să folosească orice pretext pentru a speria, pentru a manipula opinia publică. Dar noi trebuie să venim cu mesajele noastre și trebuie să le explicăm cetățenilor și o să vedeți că în sondaje a crescut semnificativ numărul moldovenilor care cred că avem o relație foarte bună cu România și care apreciază această relație foarte bună. Deci, lucruri concrete, combaterea dezinformării, astea sunt lucruri pe care trebuie să insistăm. Ce înseamnă pentru dumneavoastră România? Este sprijinul principal pentru noi și am spus-o de fiecare dată, România este alături de noi și la bine și la greu. Începând de la criza pandemică și vorbesc despre mandatul meu și până astăzi, România ne-a fost alături absolut în fiecare situație. Deci criza pandemică, după care criza energetică, am avut nevoie de ajutor, am venit la București. După care a început războiul cu foarte multe probleme pentru noi. România împreună cu Franța și Germania am creat această platformă de susținere pentru Moldova, unde am putut să discutăm despre toate problemele noastre create de război și respectiv să primim acest ajutor. România ne ajută să combatem tentativele de destabilizare pentru că a venit cu această inițiativă a listelor persoanelor care trebuie sancționate la nivel european și iată chiar de curând au mai fost incluse în liste persoane care zi de zi îndeplinesc planurile Moscovei la Chișinău și încearcă să destabilizeze. Deci proiecte concrete în agricultură, de infrastructură, este umărul pe care ne sprijinim și suntem foarte recunoscători pentru asta. Câți cetățeni ai Republicii Moldova au buletine românești? Din câte înțeleg, destul de mulți. Nu am această statistică. Aproximativ. Statistica e totuși la instituțiile românești. Am auzit și o cifră de 1 milion de oameni. Și asta tot vorbește despre ceva. În primul rând că sunt cetățeni ai României și asta e și răspunsul pentru cei de la Moscova care sunt tare deranjați de faptul că eu am și cetățenia României și nu doar eu. Suntem mulți. Suntem o mare din cetățenii Republicii Moldova. Și pe de altă parte, sigur că sunt și oameni care au cetățenia Federației Rusiei. Iată, acolo ei nu se împiedică. Și apropo de regiunea transnistreană, că am discutat, de când a început războiul, am avut un număr foarte mare de solicitări și un număr probabil la 90% din locuitorii regiunii acum dețin pașapoartele Republicii Moldova. De ce? Pentru că oamenii, inclusiv oamenii din regiunea transnistreană, au văzut de unde vine războiul. Că războiul vine din Rusia, iar Republica Moldova asigură această pace. Deci ei au înțeles că pacea este de partea noastră. Mai mult decât atât, regiunea transnistreană beneficiază și de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și s-a schimbat structura comerțului. Deci mai mult de jumătate din exporturile din această regiune merg spre Uniunea Europeană. Și atunci noi le spunem, nu puteți doar să beneficiați, trebuie să vă asumați și niște responsabilități, pentru că și pe malul drept, și pe malul stâng, va trebui să facem niște schimbări, niște transformări, să ne ajustăm la exigențele Uniunii Europene. Și eu știu, sunt sigură că ei nu vor să piardă aceste beneficii. Și noi vrem ca cetățenii noștri de acolo să poată să beneficieze de procesul ăsta de aderare, dar cu toții trebuie să ne conformăm acestor reguli noi ca să putem să beneficiem. Spuneți dumneavoastră, Maia Sandu, că Republica Moldova datorează României libertatea. Și spuneți că primiți o importantă asistență energetică, știm asta, primiți și asistență de securitate din partea României? Da, primim și asistență de securitate, participăm la exerciții, la instruiri comune. Avem și sprijin pentru sistemul de apărare și în ultimii 2 ani
Noi probabil am făcut pentru sistemul de apărare cât nu s-a făcut în ultimii 30 de ani, pentru că sistemul de apărare a fost ignorat și în mare parte intenționat, pentru că dacă iarăși vedeți care este narațiunea Federației Ruse. Federația Rusă este foarte îngrijorată de statutul de neutralitate a Republicii Moldova, cu ghilimele de rigoare. În același timp, Federația Rusă este singura țară din lume care încalcă neutralitatea Republicii Moldova, pentru că are trupe pe teritoriul Republicii Moldova, fără ca noi, fără ca cetățenii Republicii Moldova să-și fi dat acordul pentru asta. Pe de altă parte, această narațiune, această propagandă a Federației Ruse spune că neutralitatea înseamnă că Republica Moldova nu trebuie să aibă o armată dotată, nu trebuie să aibă un sistem de apărare. Și atunci, ce înseamnă asta? Deci, să fim neutri și neajutorați, neapărați? Nu. Noi, în Constituție, avem scris că țara are o armată și această armată trebuie să apere țara în caz de pericol. Sigur, ne-am dorit să nu fie aceste pericole. Și iată această narațiune, în multe cazuri, politicieni plătiți de Kremlin, în alte cazuri, corupție și neglijență au condus la faptul că sistemul nostru de apărare era foarte și foarte slab. Acum avem ajutor de la mai multe state și respectiv facem ce putem ca să consolidăm sistemul nostru de apărare, pentru că vrem să ne putem apăra copiii, mamele. Repet, sperăm să nu se ajungă acolo, dar este conform Constituției să avem un sistem care să ne ofere siguranță. Revenim la dialogul nostru după o scurtă pauză. Invitata noastră în această seară, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Doamnă președinte, referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană în toamnă este intenția dumneavoastră, împreună sau separat de alegeri? Împreună, și o să vă explic de ce acest referendum. În România, dumneavoastră ați avut pactul de la Snagov. Și a fost norocul dumneavoastră că toate partidele politice au venit și au semnat. Chiar și cele extremiste. Au semnat pentru acest proiect important pentru România. În Republica Moldova, din păcate, noi nu putem să semnăm un pact cu toate partidele politice. Putem să semnăm un pact cu mai multe partide politice, dar nu cu toate, pentru că noi avem partide care lucrează pentru Kremlin, nu pentru cetățenii Republicii Moldova. Și atunci, ce putem face în această situație? Putem să demonstrăm că există o majoritate a cetățenilor Republicii Moldova care sprijină acest proiect de țară, să scriem în Constituție și, respectiv, să fie obligată toată clasa politică să urmeze decizia cetățenilor. Noi suntem foarte serioși, odată cu inițierea negocierilor, ne apucăm de lucru pe toate capitolele, deci va fi foarte mult de lucru și e important să avem cu toții această siguranță și mai ales, iată, aceste voci din opoziție, care nu este o opoziție autentică, ci sunt niște partide controlate, niște politicieni controlați de Kremlin, să le spunem clar ce vrea poporul și să putem să mergem pe această cale. Aceste alegeri vor fi. Propunerea este să aibă loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, pentru că ne dorim o participare cât mai mare la acest referendum. Este o decizie tare importantă pentru cetățenii Republicii Moldova. Ne dorim să avem o participare cât mai mare, pentru că vrem ca această decizie să fie cât mai reprezentativă și vrem ca la această decizie să participe și cetățenii de acasă și cei din diasporă. Și chiar dacă cetățenii noștri din România nu sunt cetățeni din diasporă, ei au venit de acasă acasă, așa cum spun ei, vreau să îi încurajez, să-i rog să participe la acest proces. Integrarea europeană nu este proiectul unui politician, nu este proiectul unui partid politic, este un proiect de țară și eu sunt sigură că cetățenii noștri care învață aici sau au rămas să locuiască aici, înțeleg cât de important e pentru Republica Moldova să ajungă parte a familiei europene și sper să ne ajute să creștem această participare și să avem o decizie reprezentativă și pozitivă. Unii ar spune că pariați totul pe o singură carte. Proiectul Moldova Europeană este singura opțiune pentru noi. Nu există altă opțiune prin care Republica Moldova să poată
să-și păstreze libertatea, democrația și pacea. Nu exagerez, este singura opțiune de dezvoltare democratică și de dezvoltare economică sustenabilă pentru noi și de aceea trebuie să fim curajoși, să nu ezităm. Repet, Republica Moldova a ezitat în trecut, acum trebuie să fim curajoși, să avem încredere în noi, în alegerea noastră și noi suntem europeni. Deci noi suntem europeni. Acum este important să ne scriem și în acte și să vadă și Moscova care ne dorește răul și să vadă și statele europene care ne-au deschis ușile, să vadă că această alegere nu este doar alegerea mea, este alegerea cetățenilor Republicii Moldova. V-am întrebat mai devreme, din motive evidente, toată discuția noastră de până acum ar putea fi considerat un mare motiv pentru care să vă temeți pentru siguranța dumneavoastră personală. Mi-ați spus că nu vă temeți, dar de frică. Simțiți frică vreodată? Vă e frică de ceva, Maia Sandu? Eu am o responsabilitate mare pentru siguranța cetățenilor. Deci pe perioada mandatului asta este preocuparea mea principală. Și, repet, într-o lume în care, iată, vedem state care încalcă hotarele altor state și în care această agresiune nu este încă sancționată, pentru că ea trebuie sancționată. Bineînțeles că îmi fac griji, pentru că Republica Moldova este o țară mică, noi suntem un stat vulnerabil, noi abia acum facem reforme pentru ca să consolidăm instituțiile, noi suntem în plin proces de reformare a justiției și acolo există foarte multe supărări. Cei care trec prin acest exercițiu de evaluare externă de judecătorii și procurorii care trebuie să demonstreze că sunt integri, evident că în acest proces suntem vulnerabili, pentru că oamenii care nu vor ca noi să continuăm aceste reforme, uneori sunt gata să facă front comun cu grupările corupte și cu Kremlinul. Și acum Kremlinul și-a dat mâna cu grupările corupte și lucrează pentru a destabiliza țara. Deci reprezentantul cel mai de vază, cu ghilimele, al Kremlinului, astăzi este condamnatul pentru furtul miliardului Șor. Deci asta reprezintă Moscova în Republica Moldova, ca să înțelegeți care este calitatea oamenilor de la Moscova, dacă sunt reprezentați de o grupare criminală și de cineva care a fost implicat în cele mai mari scheme de corupție din Republica Moldova. Dar în pofida acestor vulnerabilități, noi reușim să continuăm și reformele și reușim să menținem stabilitatea și să mergem pe drumul european. Dacă Putin ar fi aici și ați avea ocazia să-i spuneți ceva în față, ce i-ați spune? Să-și retragă armata din Ucraina, să respecte hotarele internaționale și să-și vadă de problemele interne ale Federației Ruse. Acum un an, la Varșovia, președintele Joe Biden a cerut aplauzele mulțimii pentru președinta Republicii Moldova, spunând că este aici Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, un popor care iubește libertatea. Cum v-ați simțit? M-am simțit mândră pentru poporul nostru și pentru cetățenii noștri, pentru că aceste aplauze n-au fost pentru mine, au fost pentru toți oamenii curajoși care muncesc zi de zi și care cred în puterea noastră de a reuși. Au mai existat vreun moment, vreo întâlnire, vreo discuție cu Joe Biden? Ați mai stat de vorbă cu Joe Biden? Atunci am avut o discuție după acel eveniment public. Despre ce ați vorbit? Despre Republica Moldova și despre interesele Republicii Moldova și despre tot ce avem noi nevoie în această perioadă complicată și cu această ocazie trebuie să spun că Statele Unite ne ajută așa cum ne ajută și Uniunea Europeană, inclusiv în lupta noastră împotriva corupției, dar și pe subiecte de securitate energetică. Un lucru pe care noi am reușit să-l facem este să ne desprindem de această dependență energetică pe care am avut-o timp de 30 de ani față de Federația Rusă și care iarăși în mare parte a fost ținută intenționat. Noi, într-o situație de criză, chiar dacă prețurile au fost mari, dar au fost mari și pe partea cealaltă, pentru că Federația Rusă ne-a șantajat atunci când a văzut că putem plăti sau plătim
Așa cum putem și prețuri mari la gaze, oricum a decis să ne reducă furnizarea de gaze și mai mult decât atât a încercat să ne impună o datorie inexistentă. Noi ulterior am demonstrat, am angajat companii de audit internaționale care au demonstrat că nu există o asemenea datorie față de Gazprom. Deci elemente de șantaj. Astăzi noi putem cumpăra gaze de pe alte piețe și nu mai depindem doar de o singură sursă. Numai departe de săptămâna trecută, Departamentul de Stat, un mesaj de susținere pentru Republica Moldova, pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Cum pică aceste mesaje? Asta a fost reacția la acest congres din regiunea transnistreană și am văzut reacții din partea mai multor state și apreciem că lumea urmărește, este atentă la ce se întâmplă în regiunea noastră și ne susține. Dar, repet, ca să ne susțineți pe noi, ca să susțineți Republica Moldova, trebuie să susțineți Ucraina astăzi, pentru că Ucraina este și scutul Republicii Moldova. Și de fiecare dată când sunt întrebată ce poate face lumea pentru securitatea Republicii Moldova, spun că, în primul rând, trebuie să-l opriți pe Putin. Există vreun model de politician pentru Maia Sandu? Aveți un model? Nu o să intru în... Nu o să vin cu exemple concrete ca să nu supăr un politician sunt sau altul. Dacă modelul am nevoie de toți prietenii Republicii Moldova și o să continui să... E bărbat sau e femeie? Cât mai mulți prieteni pentru Republica Moldova. Bine, pentru mine exemple sunt oamenii onești, curajoși, determinați, indiferent dacă sunt în politică sau în oricare alt domeniu. Ieri am participat la un eveniment al femeilor de afaceri din România și sunt impresionată de perseverență și de modul în care femeile aici au reușit, în pofida unor situații dificile atunci când a venit COVID-ul și multe alte lucruri. Deci, nu o să vin cu exemple concrete, dar o să îndemn totuși cu această ocazie femeile să îndrăznească și să avem mai multe femei în politică. Noi la Chișinău am reușit să aducem mai multe femei în politică și să știți că e de bine. Funcționează. Spuneți-ne dacă știți că sunteți popular în România. Simțiți asta? Știu că sunt mulți oameni care ne susțin și care mă susțin pe mine personal și le sunt foarte recunoscătoare. Cum vă explicați această popularitate? Poate pentru că nu prea am avut femei în politică, cel puțin noi, în Republica Moldova, o perioadă și ar putea să fie asta o explicație, nu știu. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru acest sprijin și țin foarte mult la relația noastră cu România și vreau să folosim această oportunitate politică extraordinară pentru că avem o relație bună cu toate partidele importante de la București și vreau să folosim această perioadă ca să ne conectăm cât mai strâns. Care este visul Maiei Sandu? Visul meu este să avem siguranța păcii și siguranța libertății. Eu vreau să trăiesc într-o țară liberă. Eu, repet, nu vreau să trăiesc într-un regim așa cum se întâmplă astăzi în Federația Rusă. Am și experiența regimului sovietic, cunosc și experiența părinților și bunicilor mei și pentru mine libertatea este foarte importantă și de asta îmi doresc cu toată puterea ca țara mea să rămână parte a lumii libere. Cu România sau fără România? Împreună, sigur. Cu toții împreună. În marea familie europeană. Pentru că provocările nu vor dispărea. E clar că intrăm într-o perioadă care va fi dificilă și nu vorbim de un an sau doi, s-ar putea să vorbim de decenii. Și cu cât mai uniți suntem, cu cât mai puternici suntem împreună pentru a ne apăra valorile, pentru a ne apăra libertățile cu atât mai bine. Republica Moldova va fi în mult mai multă siguranță și cetățenii vor fi mult mai bine
alături de România în Uniunea Europeană. Sigur, îmi doresc cât mai multe poduri, îmi doresc să nu mai fie hotare între noi, pentru că asta o să ne ajute și să ajungem mai repede, să vedem locurile frumoase din România, să ajungem mai repede la munte, dar mai ales pentru dezvoltarea economică va fi mult, mult mai bine dacă nu vom avea hotar. Mulțumesc mult! Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în studioul Digi24, vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi!